Biserica Sfântul Gheorghe. Venea să se închine la moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu și la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae și o făcea deseori. Îmi spunea că dacă se va întâmpla vreodată să plece din lumea aceasta, să nu uit că dorința dumnealui expresă este ca să fie prohodit, să se săvârșească slujba de mormântare în această biserică a Marelui Martir și Sfânt Constantin Brâncoveanu, pentru că tot aici, și știa acest lucru foarte bine, a fost prohodit, i s-a făcut slujba de înmormântare și marelui nostru poet național, Mihai Eminescu, în ziua de 17 iunie 1889. Nu facem decât să împlinim dorința și familia cunoaște acest lucru. A spus și duhovnicul domnului Vadim Tudorul, știu, vi s-a confesat vreodată, v-a spus dacă are vreo suferință, vreo dorință anume, în afară de... În general, când venea la biserică sau când ne vizita, vorbeam despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Era un om foarte credincios. Credea cu tărie în Bunul Dumnezeu și iubea foarte mult Biserica Ortodoxă Română, ierarhii și preoții ei. Și sau vorbeam despre cultură, despre istorie, despre istoria acestui sfânt locaș brâncovenesc, o ctitorie specială, și se simțea foarte bine, uita de lucrurile politice, de frământarea zilelor din Parlament sau din altă parte. Întotdeauna când venea aici, venea și se reculegea și vorbea cu Dumnezeu, așa cum vorbea și Mihai Eminescu atunci când și el venea în această biserică și vorbea cu Dumnezeu, și nu întâmplător și el a fost prohodit în această biserică și alte multe personalități. Se ruga și pentru sănătate? Se ruga și pentru sănătate, sigur. Pentru că spuneți de Parlament, Senatul a respins solicitarea ca trupul neînsuflețit al lui Corneliu Vadim Tudor să fie depus în Senatul României. Nu comentez, pentru că nu este competența mea ca să comentez acest lucru. Probabil se vor răspunde. Familia este cea care are căderea ca să facă demersurile necesare. Noi l-am primit la această Sfântă Biserică, așa cum a spus, pe care o vizita adeseori. Va rămâne în seara aceasta, mâine toată ziua, și joi, la ora 12, va fi slujba de înmormântare a Domnului. Până la slujba de înmormântare, după care îl vom petrece la cimitir și, după câte am înțeles de la familie, dorește ca să facem un scurt popas lângă clădirea Parlamentului și a rămas bun de la locul unde a lucrat atâta timp.